Bună, dragilor, bună dimineața, că nu am apucat să vorbim pe ziua de astăzi, doar ce am venit de la Băneasa. Am plecat cu gândul să luăm un uscător de rufe, a venit frigul și deja rufele se usucă mai greu. Și m-am uitat online pe EMAG, pe Altex, dar am spus să merg să le văd fizic și bine am făcut. Știți că cei de la Carrefour au în fiecare weekend o promoție cu bonul de weekend, iar weekendul acesta a fost pentru mașini de spălat rufe și spălat vase și uscătoare. Și a picat la fix pentru că dă un voucher cu 20% din valoarea produsului pe care îl plătești, pe care să-l folosești în magazin în următoarele 2 săptămâni. Și uitându-mă online să văd ce uscătoare au, dacă au și altele față de cele expuse în magazin, am văzut că online mai au o extra reducere 20 pentru electrocasnicele mari. Și practic am beneficiat de două reduceri pentru uscătorul, o dată de 20% pentru electrocasnice mari pe site și odată voi primi, după ce voi primi produsul acasă, încă un voucher cu 20%. Am găsit un uscător de rufe de la Arctic. El costa inițial 1800 de lei. Mi-au scăzut 360 de lei cei 20% reducere. Și după ce îl voi primi, voi mai primi încă un voucher de 360 de lei. Practic, nici 1100 de lei nu o să vină prețului. Un preț foarte bun. Nu știu unde se mai găsesc uscătoare de rufe la prețul ăsta. Acum sper să fie și bun. Arcticul este o firmă cât de cât bună. Nu este nici cea mai proastă, nici cea mai scumpă. Nu am vrut să iau un uscător foarte scump. Nu merg pe premiza asta când cumpăr electrocasnicele. În general avem Beko în casă. Dar știu că și Arctic tot de Beko aparține. Avem o mașină de spălat care merge foarte bine, deși nu am dat o sumă foarte mare pe ea și sper să fie și uscătorul bun și să își facă treaba, pentru că până la urmă asta avem nevoie, să nu mai stăm cu uscătoarele pe timp de iarnă. Pe timpul verii se usucă repede afară la soare, dar acum nu am spațiu în casă să bag uscătoarele în casă, așa că e binevenit. O surpriză plăcută din partea soțului. Dimineața mă ne-am oprit întâi la McDonald's și după ce am fost în Carrefour, am intrat și până în IKEA. Data trecută văzusem acest calendar advent. E redus 40 de lei. Se creează practic un mic oraș. Cred că vi l-am filmat în vlogul trecut și o să inserez acum filmulețul dacă îl mai găsesc. Este superb și mă bucur că le-am mai găsit. Mai erau aproape 10 bucăți, cred că erau acolo la zona de reduceri și le-am luat. Nu puteam să las acolo. Acum am apuc de mâncare, am oprit la prozar, am luat niște varză, soțul are poftă de varză la cuptor și imediat mă pun să-i o pregătesc și vedem ce vom mai face. Sunt foarte fericită că am găsit uscătorul la un preț atât de bun. Acum să vedem dacă și calitatea acestuia este la fel de bună. Bine, pe o parte am câștigat, pe o parte cel mic ne-a jegmănit și a mai luat un set de Lego, dar ieri a căzut dințișorul și zâna măseluță trebuia să vină. Da, din păcate zâna măseluță l-a cam învățat cu cadouri scumpe, dar așa e când ești singur copil din familie, nepot, primești de la toată lumea. Ne auzim mai târziu. M-am apucat să fac niște wafe, să-i dau celui mic mâine la pachetel, variantă sărată, și m-am gândit să vă arăt și vouă ce pun în ele. Am folosit o sticluță din asta de chefir. Aveam bezelurile astea desfăcute și am folosit și un culiță aceasta și aceasta. Am tocat câte două feliuțe. Am pus făină. Aveam astea desfăcute în frigider, mozzarella, telemea de vacă, cașcaval feliat. Vedeți că unele bucăți s-au îngălbenise. Le-am dat prin răzătoare. Aici am amestecat deja două cu chefirul și cu făina. Voi amesteca totul și le voi pune la aparat. Eu am aparatul acesta de waffle bubbles, ceva de genul de la Lidl. E foarte ok. Mă apuc să le fac și vă arăt la sfârșit ce au ieșit. Am amestecat toate ingredientele și cam așa arată acum compoziția. S-a încălzit și aparatul și mi-am apuc să le fac.